Vladimir Putin s-a băgat din nou în față, încercând să acrediteze ideea și parțial a reușit, cum că el face și desface în Orientul Apropiat, cum că el a reușit să convingă un număr atât de mare de state ca la ONU să se voteze practic împotriva Israelului și Statelor Unite. Numai că în realitate nu Putin este autorul acestui afront foarte serios adus celor două state, Israel și Statele Unite, ci China. China este cea care a manevrat cu abilitate lucrurile și, desigur, a fost susținută de alte state interesate în a umili Israelul.